Mama lui Vlad Pascu, aflată și ea în arest, a fost înregistrată în timp ce plănuia să-și scoată fiul din țară. Miruna Pascu a fost arestată pentru 30 de zile alături de fiul său pentru intimidarea martorilor. Trei dealeri de droguri din gașca de la petrecerile cu stupefiante au fost arestați în același dosar, deschis după dosarul accidentului mortal de la 2 mai, în care doi studenți au fost uciși de tânărul șofer drogat și scăpat de polițiști. Avocata unuia dintre dealerii arestați face acum primele dezvăluiri despre ceea ce se întâmplă în arest cu dealerul supranumit Maru. Eu nu am primit această informație, nu am fost înștiințată nici măcar de familie că acesta s-ar afla într-o stare de sevraj, dar specific tratamentului persoanelor intrate în sevraj sunt anumite medicamente. Din câte știu, este vorba de metadon. După o noapte petrecută în stare de reținere, a conștientizat mai bine situația în care se află, pentru că, într-un fel, a creat și părinților o stare destul de neplăcută. Există un impact mediatic. El simte această presiune asupra sa. A depus contestație împotriva măsurii? Sigur că da. Încă de ieri, exact la pronunțarea soluției.